Lacul Bisericii din Câmpina oferă trecătorilor un spectacol mai mult decât neplăcut. Zeci de pești morți plutesc pe luciul apei, asta după ce, la finele săptămânii trecute, lacul a fost repopulat cu peste o tonă de caraș. Se pare că moartea peștilor este cauzată de felul în care s-a făcut manipularea și transportul lor la Câmpina. Sunt pești care au murit în timpul transportului, da? Deci din manipulare, din capturarea din lacul respectiv, se întâmplă și sunt și astfel de pierderi. În general, peștii mai mici sunt sensibili. Din ce discutam cu pescarii amatori care asistau la repopulare, la descărcarea lor din recipienții speciali, în general se lovesc de pereții recipienților și intră într-o, să spun așa, un fel de moarte așa clinică și după aceea, în momentul în care arunci în lac, deja sunt pierderi. Dar nu sunt cantități mari, sunt cantități destul de mici, dar sunt pierderi. Am înțeles, la fiecare repopulare, în general, sunt și astfel de pierderi. Reprezentanții primăriei spun că este treaba Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv Câmpina să strângă pești morți. Până atunci însă, mai în glumă, mai în serios. Noi avem niște broaște țestoase pe care le-am lăsat în lac, da, și se ocupă și ele de curățenie. Reprezentanții Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv spun că vor curăța lacul zilele următoare. La finele lunii se încheie perioada de prohibiție și se deschide sezonul de pescuit. Acum aproximativ 4 ani, alți pești au murit în lacul bisericii, însă din cauza căldurii.